Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Am desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova. Printre subiectele cele mai importante discutate sunt evoluția stării epidemiologice, ultima perioadă și evaluarea eficienței, randamentului acțiunilor întreprinse în Republica Moldova, începând cu 2 februarie 2020. La ședință a participat reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, coordonatorul programelor ONU în Republica Moldova, mai mulți specialiști în domeniul epidemiologic. La propunerea medicilor, la propunerea Ministerului Sănătății, dar și Organizației Mondiale a Sănătății, s-a decis ca perioada 07 aprilie, 17 aprilie, să fie declarate zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile, autoritățile publice la autogestiune, cu excepțiile care au fost valabile și pe parcursul săptămânii precedente, adică instituțiile medico-sanitare, autoritățile administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, instituțiile de învățământ de toate nivelurile, și aici este deosebirea față de săptămâna trecută, că pentru perioada următoare, instituțiile de învățământ de toate nivelurile, de educație timpurie, instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional, tehnic, superior de învățământ, extrașcolar și de învățământ special, vor asigura desfășurarea procesului educațional la distanță. Deci elevii au revenit astăzi la procesul de studii la distanță și vor continua acest proces și mai departe, adică pentru ei nu se stabilesc zilele respective libere. Zilele sau perioada 07 aprilie, 17 aprilie vor fi zile libere, dar această perioadă, după necesitate, poate să fie extinsă și până la 28 aprilie, adică după Paștele Blajenilor. Totul depinde de evoluția situației epidemiologice. Repet, decizia de astăzi este bazată pe recomandările medicilor. Ei au avut astăzi dimineață grupul acela focal, au mai analizat evoluția epidemiologică, inclusiv pe zilele de weekend, și au venit cu această recomandare către Comisia Situații Excepționale, pe care noi, ca și orice altă recomandare a medicilor și OMS, am transformat-o în decizie a Comisiei Situații Excepționale. Deci, de mâine, bugetarii sunt, iarăși vor avea regim liber, ca și săptămâna precedentă. Este important de menționat că aceste zile se oferă acum liber, dar vor fi recuperate după, într-un mod stabilit de guvern, după ridicarea stării de urgență. Noi, considerând numărul mare de zile libere oferite în această perioadă, probabil că va trebui pentru o perioadă oarecare să revenim la regimul de muncă în 6 zile, regim care a fost cu mulți ani în urmă, dar pentru a recupera zilele acestea și posibil și pierderile pe care le are țara și sistemul, va trebui o perioadă oarecare să revenim la regim de muncă de 6 zile, așa cum am muncit cetățenii Republicii Moldova cu mulți ani în urmă. Cred că putem și noi și generația noastră pot să muncească 6 zile pe săptămână, dacă va trebui. Moment important legat tot de acest regim de zile libere este că conducătorii instituțiilor pot convoca la serviciu un număr foarte limitat de angajați, fără participarea cărora activitatea în Republica Moldova, activitățile sunt în pericol. Deci ministerele, bineînțeles, pot, miniștrii, conducătorii de autorități, instituții, pot convoca la serviciu persoanele strict necesare pentru a soluționa o problemă sau alta. Aceasta este tot prevăzut în decizia Comisiei și, bineînțeles, în decizia Comisiei este prevăzută păstrarea salariului pentru perioada respectivă. Deci, pentru a evita orice speculații, salariul pentru perioada respectivă se va achita, dar, după cum am spus, această perioadă va fi recuperată ulterior. Momentul important este faptul că
Comisia Situației Excepționale a luat decizia de a face câteva derogări de la legile existente, în special este vorba de permiterea amânării adunărilor generale ale acționarilor, care, după cum cunoașteți, marea majoritate se petrec pe parcursul lunii aprilie și mai. Iată, din cauza stării de urgență, se propune amânarea acestor termeni. Deci, exact toate detaliile vor fi incluse în dispoziția Comisiei Situații Excepționale, care va fi plasată pe pagina internet a Guvernului în câteva ore. De asemenea, un moment foarte important este faptul că va fi, sau prin decizia de astăzi, este abrogat punctul 15 din dispoziția numărul 6 din 26 martie 2020 a Comisiei Situații Excepționale. La acea etapă, Comisia Situații Excepționale a luat decizia de a scuti de plata accizului partidele de alcool care sunt folosite pentru confecționarea, pentru fabricarea dezinfectanților. Actualmente problema rezolvată este soluționată, pe piață sunt dezinfectanți, de aceea această posibilitate de scutire de accize este eliminată. Deci trebuie să remarc, în ultima perioadă avem solicitări de a scuti de accize cantități care depășesc 300 de tone. Aceasta este o extremitate și o exagerare. Bineînțeles că statul nu cade în așa capcane și noi, bineînțeles, am anulat această scutire începând de ziua de astăzi. Mai departe, noi o să aducem prin decizia de astăzi și o claritate. Până acum nu a existat o decizie privind sistarea activității unităților care prestează servicii și în special serviciilor de coafură și alte activități de înfrumusețare, cum este specificat în clasificatorul activităților economice din Republica Moldova. Deci ele nu au fost interzise, dar astăzi, iarăși, la recomandarea epidemiologilor, medicilor și Ministerului Sănătății, Comisia Situației Excepționale a decis sistarea acestei activității acestor unități, adică serviciilor de coafură și activități de înfrumusețare, odată cu publicarea acestei decizii. Deci, în linii mari, de mâine, această activitate tot, din păcate, este sistată pentru că prezintă risc de răspândire acestui virus. De asemenea, în legătură cu instituirea regimului de carantină pentru orașul Ștefan Vodă și în baza demersul autorităților administrației publice locale, se sistează activitatea instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Ștefan Vodă pe perioada 7 aprilie-20 aprilie 2020. Acestea au fost principalele decizii aprobate astăzi în cadrul Comisiei Situații Excepționale. Astăzi, la ora 16:30, va avea loc și ședința Centrului Unic de Comandă pentru Situații de Urgență. La finalul acelei ședințe vom ieși din nou cu declarații de presă, inclusiv cu statistica ultimilor cazuri de contaminare, ultimilor cazuri de externare a pacienților deja tratați și cu alte cifre legate de acest proces. O zi bună tuturor, sănătate! Thank you.